Deci eu am plecat de stație, i-a oprit în fața mea. Persoanele care erau cu el în mașină s-au dus în spatele mașinii, el era rămas între mașină și cu ușa deschisă. Eu am trecut cu toată mașina așa și când m-am uitat în oglindă, el, deci l-am văzut, s-a dat pe lateral așa, lângă mașină. Și s-a răsucit așa, eu am oprit, deci eram pe banda 2 așa. Și l-am văzut că s-a răsucit acolo, am oprit mașina, m-am dat mai lângă el. El s-a dat jos, aoleu, mi-ai spart oglinda, mi-ai spart alea cu tare. După aia am tras autobuzul unde este aici, mai în față, că nu puteam să blochez circulația. Deci eu l-am văzut, era lume, care și lumea s-a luat de-l, bă, voi nu vedeți cum ați oprit aici, ascultare. Ei, a zis că să ne vedem de treabă, ascultare. Deci persoanele care au fost cu el, s-a dat jos mașina, s-a dus în spatele mașinii, iar el, cu ușa deschisă, eu am trecut cu toată partea față, cu tare, cu... adică să vede și la mașină unde este acolo acroșat în spate. Când l-am văzut, normal că am tras pe dreapta, el era, uite așa, să te ia. Cred că, deci eu uitându-mă încolo, el cred că a stat așa și după ce am trecut el s-a răsucit sau ceva, de s-a întâmplat, de s-a făcut situația asta. Pentru că eu am trecut cu 3 sferturi de autobuz și uitați tocmai unde este lovit acolo, unde e șters. Da. Cum s-a întâmplat? Am staționat aici, să zic, pentru... Oprit, nu staționat, oprit, pentru... un minut, nici nu duram un minut, să-ți fac schimb cu tatăl meu, cu între șofer, să-i dau mașina și autobuzul a plecat din stație, nu s-a asigurat, nu a, și-a luat spațiul care a fost și m-a prins între mașină și autobuz, m-a rostogolit între mașină și autobuz. Cum ați reușit să scăpați? Când m-a rostogolit până la oglinda mașinii, după aia am pus mâinile sus pe capot și m-am urcat sus, s-a strâmbat puțin aripa acolo, în față. Și mi-a rupt și oglinda. Sunteți rănit? Sunt un pic la șol și un pic la tibie. În rest, ce să vă spun?